Baletul este educația corpului fără egal. Indiferent de vârstă, poate dezvolta armonios corpul. Rămâneți alături de noi ca să vedeți mai exact despre ce este vorba. Baletul este tot ceea ce înseamnă frumos, înseamnă o mișcare armonioasă, înseamnă o ținută elegantă și o muzică care te transformă și scoate numai lucrurile frumoase din sufletul omului. Mie îmi place la balet că ne distrăm. Eu cred că baletul mă ajută prin să ne îndreptăm picioarele și să avem o ținută foarte frumoasă. Ele vin aici și descoperă că de fapt baletul este mult mai mult. Este un stil de a trăi, este un mod de a le împărtăși celor din jur frumusețea și bucuria pentru care dansează. Poziția mea preferată este a patra, pentru că este mare și ușoară. Mie îmi place cel mai mult soară. Dacă foarte mulți vin mai întâi pentru a avea o atitudine, o eleganță, o stare de bine și a căpăta noțiuni de bază din balet, cei mai mulți după aceea se îndrăgostesc de balet. Mă pot mișca mult mai bine și învăț să dansez frumos. Mie îmi place cel mai mult la balet spagatul. Îmi place că am învățat la balet să fiu delicată. Până la sfârșitul anului, cei mici se pregătesc foarte mult pentru spectacolul de final de an. Este o evoluție pe care ei o așteaptă foarte mult, părinții sunt alături de ei. Mie îmi place că facem... exerciții. Eu fac balet din cauza că îmi place cum am început să mă mișc. Să fii profesor de balet este un lucru minunat pentru mine, pentru că ajut copiii pentru a se dezvolta frumos, pentru a deveni poate viitoarele staruri de mâine. Eu fac balet deoarece baletul este pasiunea mea și îmi doresc ca atunci când voi avea o vârstă potrivită să ajung o balerină. Mie îmi place să fac și televiziune și balet. Acum urmărit stilul tău cu Luiza. Pe lângă faptul că este o artă, este și o disciplină. Ajută fetițele foarte mult și în societate. Cel mai greu lucru pentru mine a fost să stau cu piciorul ridicat foarte mult timp. Dar am reușit să fac și asta. Cursurile de balet se adresează în egală măsură și adulților. Sunt persoane care vin cu o primă idee, aceea de a slăbi, însă descoperă aici mult mai mult decât atât. Așadar, baletul se adresează oricărei vârste. Îndrăzniți să veniți alături de noi. Asta e pasiunea mea și îmi place. Eu vreau să fac balet ca să ajung pe scenă.